Patronul, acționarul principal de la Universitatea Craiova. Bună ziua! Bună ziua! Voiam să vă întreb despre Craiova, evident, după ce am lămurit geneza povestii acestea cu Federația Maghiară. Am o chestiune despre care noi astăzi vorbim, dar care cumva nu se închide iarăși, cum nu se închidea nici cazul ăsta până când nu am aflat care de fapt originea lui. Cazul cu Ivan, despre care multă lume spune că ar fi trebuit convocat la echipa națională, și dumneavoastră a spus la un moment dat că niciun jucător de la, că a spus pariu că niciun jucător de la Craiova nu va fi convocat. E adevărat? Ca să nu zic. Că nu va fi convocat în această perioadă, pentru această acțiune a echipei naționale. Începând cele două meciuri cu Andorra și cu Belarus, a fost pariul meu. Dar n-a spus că nu va fi convocat cât va fi Edi Ordănescu, nu va mai fi convocat de la Craiova, eu parcă așa țin minte. Nu, eu pariul meu, eu m-am întrebat care a fost pariul meu. Dacă a spus la un moment dat așa ceva, că nu va mai fi convocați cât va fi Edi Ordănescu. Am spus, dar cred că îi va fi greu, cred că îi va fi foarte, foarte greu. Păi asta, dacă bancul revine, totuși era un obișnuit al Naționalei, cred. Da, din acum, din fericire, între ghilimele, e accidentat, din fericire pentru... Da, nu, din fericire, nicio fericire să fie. Dar, da, întrebarea mea era următoarea, pentru că Ivan a spus că nu înțelege de ce, după care au fost tot felul de surse care au zis, dom'le, de fapt, el a tot acuzat tot felul de accidentări pe care inclusiv doctorii, inclusiv, înțeleg că la Națională a fost unul de la Craiova, un doctor de la Craiova, la echipa națională, au spus, dom'le, el mai face așa, mai se mai alintă, mai nu știu ce. Și la un moment dat, Edi Ordănescu s-a enervat și a zis, bă, nu înțelegi că aici e Națională, nu ne jucăm, dar mă doare, nu mă doare, eu vreau să te folosesc titular. Nu credeți că din acest motiv nu-l convoacă? Nu, în primul și în primul rând că dacă aceste lucruri, dacă ar fi fost adevărate, n-aveau voie să iasă din spațiul echipei naționale. Dar mergem mai departe. Prima dată important e dacă sunt adevărate, cred. Nu este adevărat, sau mă rog, cu o doză infimă de adevăr. Da? Adică, care ar fi aia? Păi, dacă îmi dați voie să continui. Da. Deci au fost foarte multe zvonuri, cum că s-a certat cu X, cu Y, cu Z. Nu s-a certat niciodată cu nimeni. Andrei a avut o problemă la gleznă de-a lungul timpului, a jucat și cu injecții în trecut. După al doilea meci, Andrei a avut o durere, a făcut prima parte a antrenamentului și a zis am o problemă la gleznă. Doctorul care este, doctor Stamatescu, este și doctorul echipei Universitatea Craiova. Noi îl împrumutăm, nu este de fapt, este al Universității Craiova și noi îl împrumutăm. Ei când ne roagă, zicem ok. Așa. Și doctorul s-a pronunțat, știu direct de la surse, s-a pronunțat și a zis, dom'le, o să vedem. Din acel moment, nimeni n-a vorbit. Edi nu a vorbit cu Andrei Ivan, Edi n-a vorbit cu Nițiță, Edi n-a vorbit decât cu Olaru când a fost vorba să stea în tribună. N-a vorbit cu niciun jucător, deci nu avea cum să spună, dom'le, la echipa națională trebuie să faci aia, pentru că toată lumea i-au spus seara, după acest episod, că probabil a doua zi va fi titular dacă nu va intra mai târziu, după care el împreună cu Mitriță și cu Crețu mai puțin, dar și Crețu a stat în tribună, el cu Mitriță a aflat de pe pagina de Facebook a echipei naționale că nu sunt în lotul de 25, deci nu participă la meciul respectiv. Asta este istoria pe care eu am reconstituit-o de la Andrei și de la Stamatescu. Deci nu i-a spus pe teren Edi Ordănescu nimic? Niciodată nu s-a întâmplat. Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva. Și asta vă pot confirma și cei din jur. După care, în săptămâna premergătoare acestei acțiuni, de săptămâna trecută, și cu două săptămâni înainte, din partea staffului echipei naționale, mi s-a comunicat neoficial că probabilitatea mare este ca vătăjelul cu Andrei Ivan să fie convocat. Deci dacă aveai o problemă extrasportivă cu Andrei, nu trebuia să dai acest mesaj. De unde a venit acest mesaj? De la secund, inclusiv de la team manager, inclusiv au sunat pe doctorul Stamatescu să-l întrebe care e starea lui Vătăjelu, care e starea lui Ivan, dacă sunt apt. La momentul respectiv, Vătăjelu era apt, ulterior s-a accidentat și e normal să nu fi convocat pe Bogdan. Sperăm să-l repunem, între paranteză fiind vorba, sperăm să-l refacem până la lucru cu CFR. Asta este istoria pe scurt, cel puțin așa cum am reușit eu să o reconstitui. Nu a fost pe teren să-i se spună cineva, eu nu. Nu s-a discutat cu el. Din acel moment, cu Andrei Ivan, nu a discutat nimeni. Din momentul în care el a aflat de pe Facebook că va fi în afara locului. Dar atunci de ce a spus pariu și că nu va fi convocat nimeni la Craiova și de ce a spus că Edi Ordănescu nu va mai chema pe el? Eu am legat
această acțiune, sau mă rog, evenimentele petrecute la ultima acțiune, eu le-am legat de intervenția mea, în care am vorbit foarte politicos, argumentat, în momentul când l-a pus pe Andrei Ivan în tribună, fără să spună nimic, că n-ai cum să te lipsești de el în condițiile în care nu mai avea niciun vârf. Iar Andrei Ivan îți acoperea trei poziții la ultimul meci. Și am zis, nu este normal, dar am spus-o argumentat. Și credeți clar, că din cauza asta... Nu, dar bineînțeles, pentru că în acel moment am avut toți jucătorii Universității Craiova în tribună, vorbind de Crețu, de Mitriță, ex-Universitatea Craiova, că nu era la noi, același lucru, repet, s-a întâmplat și cu Mitriță. Mitriță n-a avut o discuție cu nimeni, adică n-a avut o discuție cu Edi Iordănescu. N-a avut o discuție cu Edi Iordănescu, nu i s-a transmis de către Edi, în condițiile în care eu am reproșat la acel moment, dacă vorbești cu Olaru și îi spui, băi băiatule, vezi că meciul ăsta stai în tribună pentru ca să odihnești, că meciul următor este mai important și am nevoie mai mare de tine, atunci același lucru trebuie să-l faci cu toți jucătorii. Eu am acuzat o lipsă de egalitate în tratamentul jucătorilor în funcție de afinitatea pentru unul sau altul dintre ei. Și ați interpretat că din cauza intervenției noastre. Dar asta înseamnă că Ianis Hagi nu va mai fi chemat niciodată. Nu, dar ce treabă are Ianis Hagi? Păi și pentru el a intervenit cineva din partea lui. Cum ați intervenit și noastră pentru jucătorii noastre. Înseamnă că e gata, Ianis. Eu întreb un alt lucru și aveți acolo foști mari fotbaliști. A spus Edi Iordănescu că nu l-a convocat pentru că nu avea minute. Da. Dar nimeni nu a cerut ca Ianis să fie convocat și măcar din ce am înțeles de la Cică și măcar să fie pe lista preliminară, da. Bun, deci dacă nu l-ai luat pe acest motiv că n-are minute, ce caută Mihail acolo, care Mihail nu că n-avea nici minute, Mihail e accidentat. Ce caută în acea listă preliminară? Mihail nu era accidentat, sau în fine, din ce știu eu, la Mihaila, vremea când au făcut... Dacă ați întrebat, eu pot să vă dau un răspuns din ceea ce știu. Nu știu dacă e adevărat, realmente. Dar din ce informații am mai cules, la vremea când a făcut convocările preliminare, exista o șansă ca el să-și revină. Asta era, ar fi fost povestea. Zero șanse ca el să-și revină în acel moment. Vă spun din discuțiile mele. Okay. Da. Bun, deci aveți un conflict cu echipa națională, Universitatea Craiova. Nu am niciun conflict cu echipa națională. Sau echipa națională are un conflict cu Universitatea Craiova, din ce spuneți? Ce anume? Sau echipa națională, Edi Iordănescu are un conflict. Nu, de antrenorul echipei naționale, cum să avem un conflict? Invers, din partea cealaltă, asta spun. Credeți că are un conflict cu dumneavoastră, care ceva cu... Dar nu mai vrem să discutăm echipa, n-aș vrea să... Acum echipa națională are un examen, are două examene foarte grele. Cu Andorra ai un examen foarte greu, domnul Rotaru? Da, pentru că suntem după o serie de insuccese. Nu venim după un șir de victorii memorabile în competițiile oficiale. Venim după o serie de insuccese în ultimii 20 de ani de zile. Sau mă rog, 90 când a fost ultimul? 2018? 2016. 2016, da? Ok, avem în acest moment, echipa națională are nevoie de o calificare. Și atunci nu vreau să fiu eu cel care mențin o stare, să spunem, belicoasă cu antrenorul echipei naționale. Trebuie să ne calificăm indiferent cine o face și cum o va face. Da. Eu sper ca să vină și varianta la un moment dat din partea echipei naționale, apropo de Ivan, de toată povestea aceasta, pentru că deocamdată avem doar o parte și nu știu, mi-e teamă că mai e ceva. Nu zic că nu știți foarte bine ce se întâmplă, dar poate alte interpretare de acolo, că altfel pare într-adevăr de neînțeles de ce un... Într-adevăr, Ivan a cerut să iasă din antrenament cu două zile înainte, i-a spus doctorului, mă doare glezna, cum s-o fi exprimat doctorul, m-a abținut să discut, dar era o problemă reală. După acest eveniment, seara, au zis, intri titular sau joci, dar sigur vei juca mâine, după care a aflat de pe Facebook că este în afara locului. Acolo, în această înșiruire pe care ați făcut-o, acolo se zic unii că s-ar mai fi strecurat un alt moment în care a zis că îl doare celălalt picior. După ce l-a durut glezna, l-a durut ceva la celălalt picior. Și atunci ar fi izbucnit Iordănescu. A jucat la meciul cu UTA cu 40 de grade temperatură. Înainte, cu două zile de meciul cu FCSB, el avea stare febrilă. Mai mult decât atât, a avut o problemă ulterior la inchinat. Ați văzut că a strâns din dinți și a terminat meciul pe picioare. Deci, asta le știm, dar există și accepțiunea pentru... Nu știu dacă e cazul lui Ivan, dar știu că există, că la clubul te plătește și acolo trebuie să fii cel mai bine. Dacă simți ceva în alte părți, te prezervi că...
După aia ai probleme la... Jucătorii Universității Craiova vin la echipa națională dorindu-și să dea totul pentru ea. Vă garantez. Și așa au fost, între ghilimele, îndoctrinați de către mine. Da. Mergeți la echipa națională, imnul e sfânt, faceți tot ceea ce puteți. Deci nu există așa ceva. Dar revenind la cealaltă parte în care am fost implicat direct, toată săptămâna premergătoare acestor convocări, noi știam că Andrei Ivan cu Vătăjelul sunt la lot. S-a întâmplat ceva între acum 10 zile și momentul în care au venit convocările, din știința mea nu. Despre Universitatea Craiova voiam să vă întreb că ați afirmat, în fine, la un moment dat GSP a anunțat o sumă impresionantă de care s-ar fi datoria clubului în momentul de față. Dumneavoastră ați intervenit în media și a spus că e chiar mai mult decât atât, s-au mai adunat alte datorii, ar fi pe la 20 de milioane, am înțeles bine? Datoria clubului este grosomodo aceeași cu acum un an, cu acum 2 ani, cu acum 3 ani. Vorbesc la 31 decembrie 2022. În acest moment, știți foarte bine că anul trecut noi am avut o pierdere de peste 5 milioane de euro, în condițiile în care am decis să nu plece niciun jucător. Chiar dacă au fost oferte pentru trei dintre ei, vorbesc de oferte reale, nu vorbim aici de că vine impresarul X-Aric și spune am ofertă. Nu, vorbim club. Și am hotărât să nu vindem. Și atunci am avut o pierdere de 5 milioane. Această pierdere am acoperit-o parțial din profiturile pe anii precedenți, adică 2020, 2019, 2018, dacă nu mă înșel, au fost profituri cumulate undeva spre 4 milioane de euro. Sau 3 milioane de euro. Din vânzare de jucători, nu? Bănuiesc majoritatea. Da, vânzarea a fost vânzarea lui Cicâldău, a fost vânzarea lui Micaela. Și atunci s-a acoperit parțial această pierdere, dar a trebuit să acopăr eu diferența între 31 a 12 și data de 10 martie, când există o bornă vis-a-vis de obținerea licenței pentru cupele europene. Și atunci aceste datorie am acoperit-o eu. Și cât e acum datoria exactă a clubului? Este dar trebuie să vă spun în lei, nu le știu pe din afară. Grosomodo. Către mine undeva spre 16-17 milioane de euro transformați în lei la data de azi, dar ea este mai mare. De ce? Pentru că eu am datorii istoricele, cea mai mare parte a finanțării mele a fost în 2013, 14, 15, 16 până undeva în 2018. Și atunci era un alt curs, euro-ron. Da. Ok. Deci, bun, dar ce face clubul sau ce faceți? Că totuși sunteți acționarul principal. E sustenabilă chestiunea asta? Să învârtiți datoria asta? Că la CFR, de exemplu, ne tot întrebăm până când. Datorie nu este către altcineva, este datoria către mine, personal, persoană. Am înțeles că și acolo, la CFR, dar vă convine să mergeți așa? E că e în regulă? Mergem mai departe. Noi puteam să facem estimat un profit de 7 milioane de euro anul trecut, dar am hotărât să nu vindem jucători. Și am ajuns ca dovadă în play-off-ul cu Europa Conference League, pe care l-am pierdut printr-un ghinion, zic eu. Pe total, cred că am fost echipa mai bună. În minutul 115 eram calificat. Eu vă întreb dacă nu vreți să vă recuperați datoria cândva. Domnul Rotar, vreau să vă întreb și eu ceva. Vreau să vă întreb ceva. L-am de ani de zile. Nu sper să-ți recuperezi datoria. Fotbalul nu este fizic. Fotbalul este un fenomen social. Dacă tu te uiți ca să faci profitul, sigur că trebuie să-ți reduci cât mai mult pierderile sau să maximizezi încasările. Și asta facem zi de zi. Dar anul cum trecut, poate să fie clubul dator la dumneavoastră dacă dumneavoastră sunteți acționar? Printr-un împrumut. Eu am împrumutat clubul. Cum adică împrumutați? Dumneavoastră sunteți creditor înseamnă, nu sunteți acționar, nu sunteți investitor. Un împrumut înseamnă creditare. Un creditor, asta face, împrumută clubul. Tu ai două variante ca și acționar. Asta spun și eu. Deci aveți statut de creditor, nu de investitor. Că eu, de exemplu, dacă depășesc bugetul pe care l-am pe luna respectivă, pot să fiu dator la mine însumi? Fac ceva ca să recuperez din ce câștig luna următoare. Fizică cu persoana juridică. Știu, dar vreau să spun ca să înțeleagă lumea. Da, da. Nu, ideea este și asta mulți spun în fotbal românesc. Doamne, de ce nu sunt proprietar, nu transformă în acțiuni? Nu pentru că la un moment dat veți vrea, poate dacă vă supărați sau vă plictisiți sau vă săturați, să vă recuperați datoria și atunci clubul practic intră în faliment. Nu, acesta este motivul. Sunt alte două motive și dacă îmi dați voie, vă fac expunerea economică. Primul lucru, să spunem că eu am o datorie, un împrumut de 15 milioane de euro către club. Aveam cealaltă variantă prin care să măresc capitalul social. Da. Dar în acel moment mă loveam de primul obstacol, dacă ceilalți acționari poate să vină, pentru că nu sunt unic acționar, poate să vină cu aport la capital. Să presupunem că poate să vină.
Dacă eu aș fi făcut mărire de capital de 15 milioane, iar peste 2 ani de zile aș fi avut un profit de 15 milioane de euro, eu ca să scot acei bani ar fi trebuit să plătesc o dată 16% impozit pe profit și încă o dată 8% impozit pe dividende. Ceea ce ar fi sunat în 24%. Corect. Împrumutând clubul, dacă voi face acest profit, eu îi vei face ca împrumut, nu mai mai plăti cei 24%. Este scris o socoteală financiar-contabilă. Deci v-ați optimiza profitul? Nu, în cazul în cazul în care va fi potențialul profit. Da. Asta este singurul lucru. Dar asta e o practică generală, nu? Statul român bănuiesc e foarte fericit. Da, exact. Păi nu, dar statul român a întrebat când a băgat 10-15 milioane? Bă, de ce bagi 10-15 milioane? Dar nici un stat nu treabă asta, nici în lume. Păi, atunci de ce să fie preocupat statul dacă am promutat societatea? Dacă... Cei 15 milioane pe care eu i-am investit în Universitatea Craiova au generat venitul la bugetul statului de peste 25 de milioane de euro în ultimii 10 ani de zile. Deci stau da. Ok. Voiam să mai întreb despre Marković, care iarăși a făcut o fază după câteva luni de zile foarte... Nu vreți de un gol, că a mai marcat și cu etapă înainte, dar în fine, era un minge de viață, n-a fost un gol. Mingea aia se ducea la vincul, să știți. Uitați-vă pe reloarea din spate, era direct în vincul. Da, ok. Bun. Până când vom avea fizic proba contrarie, să zicem că e minge de viață și intrat în poartă. Da, poate că era gol, nu ziceam asta. Dar ăsta e un gol într-adevăr. Aveți o baghetă magică să-l faceți, nu la în fiecare săptămână, dar măcar la două, trei să facă câte o chestie asta sau nu? Ați înțeles cum te-ai făcut sau nu? Dar v-am spus-o și acum câteva luni de zile, când era de doi antrenor la echipa națională, aproape un an. Noi toți trebuie să folosim acea baghetă magică. El, în momentul când a intrat titular, a fost cocoșat, între ghilimele. A fost distrus de către mass media, de către specialiști, de către nespecialiști, nu contează. Dar el a fost extrem de apăsat. Tot timpul că acum, duceți-vă la antrenamentele, e under 21. Ce înseamnă distrus, domnul Lotaru? Nu avea ce căuta acolo, i s-a spus... Păi nu, ce înseamnă distrus? Ce? Cum l-a distrus? Că spuneam, l-a distrus cineva că e gras. Tricou, în loc să fie mulat, avea valuri pe el, că era puțin cu țesut adipos. Vă mai întreb încă o dată, am fost la atâtea emisiuni în care am intrat și era și acolo. Dacă doctorul Stamatescu a spus că greutatea lui astăzi este 90,4 kg, ce să fac să inventez? Să-i spunem că trebuie să aibă 85? Cum adică e normal să aibă 90 și... Stați o secundă, de la ce înălțime are el? 1,85, 1,86. Foarte. Și 95 de kilograme e greutatea perfectă. 90 de kilograme. Haide să-l fie rotund. 90 jumate. Hai 91. Deci 90 de kilograme la 1,85. Exact. Eu nu cred în varianta asta. Nici eu. Lăsați-mă să cred. Eu nu sunt doctor, dar eu nu cred varianta asta. Vă rog să sunați... Copilul ăsta când va fi... cu câteva kilograme mai puțin, speța Ali Bek. Exemplu pentru copilul ăsta este Ali Bek. Numai că Ali Bek i-au trebuit ceva ani ca să ajungă la maturitatea asta și să facă efortul ăsta. Și uitați-l pe adevăratul Ali Bek. Copilul ăsta face o fază acum și mai trec nu știu câte meci, o să mai fac încă una. Eu de la 17 ani l-am remarcat pe copilul ăsta. La 15 chiar. Nu știu de la ce. Vedeți că aveți vârf acolo, pe Marković. Pentru că arăta foarte bine atunci nu avea greutate în plus. Credeți că ne-a spus dumneavoastră că avem vârfa acolo? Credeți că noi dormeam sau ce? Repet încă o dată. Nu, dar știți cum e, că antrenorul vrea un jucător o certitudine, el joacă postul. Nu, nu puteți să influențați dumneavoastră antrenorul să-l bage. Eu am spus, bă, aveți acolo, aveți nou, aveți vârful acolo. Probabil că nu vă amintiți, dar nu vreau să vă... Adică nu vreau să vă convin că avea soluția în curte. Eu vă pun următoarea întrebare. Are 1,83 totuși, conform Flash Score. Mă gândesc că o fi știind. Las la o parte Wikipedia, care nu e... Nu, dar nu sunt cifrele reale. Dar în momentul în care... De 1,86. Este doar o părere personală. În momentul în care Marković va avea greutatea ideală, copilul ăsta trebuie să joace la cel mai înalt nivel. Pentru că are niște calități care nu se găsesc la niciun vârf în România. Adică... Eu zic că din Estul Europei nu se regăsesc, dar asta e altă discuție. Eu vă întreb următorul lucru. O tehnică superioară în criză de timp și spațiu. Eu am văzut acolo densitate
cu între patru jucători. Asta e marca, asta e calitatea lui. Dar dacă va rămâne la greutatea asta, va rămâne acea speranță, Marcovici. Domnul Dumitrescu, am următorul lucru. Eu sunt președintele acestui club la ora actuală, executiv. Da? În fiecare săptămână se face cântarul la echipă. Nu se face a doua zi după meci, nu a treia zi, se face joia sau vinerea, cu două zile sau cu trei zile înainte de meci. Avem acest tabel, pot să vi-l trimit și dumneavoastră în acest moment, în care mie îmi spune greutatea lui Marković, pot să-l și deschid acum să citez el, este 90,4 kg greutatea lui ideală, ce anume, cum anume trebuie să mă comport eu și ce anume trebuie să fac când acest tabel este dat de către doctorul Stamatescu, care este medicul echipei naționale. Ce ar trebui să fac? Să spun, nu este adevărat. Vreți să vă dau o adresă la o clinică specializată? Rog, să-l trimiteți pe băiatul ăsta și să vedeți greutatea ideală? Vă rog frumos și vă și trimit, după ce îi se face greutatea ideală, o trimit, o dau public presei și o să-l trimit imediat în prima, imediat după terminarea campionatului sau dacă are o perioadă. Corect, corect, că trebuie să fie, să aibă liber. Așa, eu îl trimit instantaneu acolo, pentru că Marković de 5 luni de zile stă în greutatea asta. El vine, vedeți, el când a venit de la Clinceni, ca să ne înțelegem, avea 102 kg. Era diferia before și after, știu, știu. Bun. După care, când am fost în cantonament până să vină Mireză 2, l-am dus în această greutate, clubul, nu eu, de 90,4 kg. După care a revenit cu Mireză 2 la 93 de kg sau 93,5. Iar acum este înapoi în greutate. Cum să inventez eu o greutate ideală pentru Marković? Dacă la asta ne reportăm. Este o greutate pentru Colić determinată. Pentru, de exemplu, Colić, dacă stă mai mult de 4-5 zile, ia 2 kg în plus. Raul Silva, dacă stă 4-5 zile, ia 2,8 kg în plus. Domnule Lewandowski, știți ce înălțime are și câte kilograme are? Și vă dau mai multe exemple. Dar nu e același lucru. Vorbesc de conformația fiecăruia. Dar repet încă o dată, întrebarea mea este pentru dumneavoastră. Cum aș dori să procedez eu, dacă staful medical îți pensă și doctorul echipei naționale, spune... Să cereți o a doua părere, așa se face la doctor. Păi am cerut serios, nu, chiar... Dom'le, eu nu mă bag în seamă cu dumneavoastră la televizor ca să fiu important. Îi vreau binele copilului ăsta, pentru că are calitate, este fotbalist. Eu, dacă nu era speța asta cu Marković, vorbeați 3 zile și nu mă interesa. Ca să înțelegeți. Dar o să mă interesez și o să-l trimitez la o clinică de specialitate unde fac băieții ăștia controlul medical când vin să semneze pe la anumite cluburi importante, pe cheltuiala dumneavoastră, și o să vedeți alte rezultate. La conformația asta, care o are el. Acum, vreau să-l trimitem la teste, nu numai pe el, mai mulți jucători. Avem o clinică în Elveția, în Zurich, pentru testele genetice. Da? Să vedem dacă au predispoziții, dacă pierd la anumite... să spunem, vitamine, lipsă și așa mai departe. Deci nu se pune problema. Noi cheltuim și investim în acești copii. În permanență ei au, în marea majoritatea timpului, au 3 mese. Ăsta e și motivul care am intervenit în speța asta. Îmi place ca jucător și cred în el că poate deveni un asset și pentru dumneavoastră și pentru echipa națională. Un bun, să zicem. Mă rog, am spus asta că e zona aia de... Bun național. Da. Bun, vă mulțumesc, cred că suntem clari, dar chiar trebuie să luăm o pauză. Mulțumesc, domnul Rotaru, dacă nu mai vreți să adăugați ceva în chestiunea asta. Și accept adresa clinicii și numărul de telefon ca să-l trimitem. Ok. Mulțumesc. Sănătate. Vă mulțumesc. Seară bună. Să luăm o